Bună seara, stimați telespectatori! Sunt Ștefan Nemecec, bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Astăzi este 1 noiembrie. Conform tradiției, unii dintre noi și-au comemorat morții. Pe de altă parte, această zi înseamnă pentru Compania Națională a Huilei o nouă renaștere, sperăm să fie așa. Tocmai din acest moment am dat un titlu sugestiv emisiunii noastre din această seară, Mineritul, o nouă șansă. Pentru a dezbate această temă, pentru a ne da seama, într-adevăr, dacă pentru mineritul din Valea Jiului există o nouă șansă, acea lumință de la capătul tunelului mult discutată va fi o realitate dacă vom avea o nouă perspectivă în ceea ce privește existența noastră economică și nu numai în Valea Jiului. Am invitat în această seară, stimați spectatori, alături de mine este domnul Adrian Jurca, președintele Sindicatului Liber de la Mina Livezeni. Bună seara, domnule Jurca, bine ați venit în studioul televiziunii Parâng. Deci, împreună cu domnia sa, vom afla noutățile de moment în ceea ce privește complexul energetic Hunedoara, care, așa cum cred că bine știți deja, are actul de naștere consemnat cu data de 1 noiembrie 2012. Ce înseamnă acest lucru? Ne va explica domnul Jurca. Pe acest fond, stimați telespectatori, aștept și intervențiile dumneavoastră, întrebări, comentarii pe această temă, 0724-890-163, telefon mobil cu tarif normal pentru SMS-uri, 0254-540-000, telefon fix cu tarif normal pentru intervenții în direct după prima pauză publicitară și, desigur, tvparang@yahoo.com, adresa de e-mail a televiziunii Parâng pentru e-mail-uri. Vă aștept, este o temă care cred că ne privește pe toți, ne vizează viitorul nostru prin prisma continuității activității miniere în Valea Jiului. Domnul Jurca, să începem discuția noastră. Deci, spuneam telespectatorilor noștri că data de 1 noiembrie înseamnă data semnării actului de naștere oficial a complexului energetic Hunedoara. Ce înseamnă acest lucru pentru noi toți? Are sau nu o semnificație deosebită? Care sunt perspectivele înființării acestui mult discutat complex energetic Hunedoara? Este cununarea, practic, unor eforturi de luni de zile, poate chiar de ani de zile, că prima idee a pornit de ani de zile este că în 2010, undeva la finalul anului 2010, a fost prima oră când s-a discutat despre înființarea unui complex energetic denumit generic complex energetic Hunedoara. Mă rog, eforturile, ca să spun așa, au fost atât ale celor de la electrocentrale Mintia, cât și de la electrocentrale Paroșeni, precum și ale Companiei Naționale Huilei, deși, practic, trebuie să spunem celor din Valea Jiului că mineritul nu intră cu data de 1 noiembrie în acest complex energetic Hunedoara. Mineritul, respectiv cele 4 mine viabile, probabil vor intra în complex undeva înspre sfârșitul lunii ianuarie din anul 2013. Și se știe să le și nominalizăm. Da, e vorba de Lonea, Livezeni, Lupeni și mina Vulcan. Vulcan. Da, deci cele 4 subunități vor intra probabil undeva în luna ianuarie, luna februarie anului 2013. Deci Lupeni, Vulcan, Livezeni. Livezeni. Lonea, Livezeni, Lupeni și Vulcan. Și Lonea, da. Și Lonea, da. Deci sunt cele 4 mine, să le spunem, viabile, care vor intra în complexul energetic Hunedoara undeva la sfârșitul lunii ianuarie anul viitor. Domnule Jurca, se discută de viabilitatea acestor 4 unități miniere. Ce condiții, ce criterii, cum au fost ele stabilite? Acestea sunt viabile, celelalte nu sunt viabile? Ca să fie limpede pentru toată lumea. Din start trebuie spus că singurul criteriu care a contat
Adică nu singurul, au fost un ansamblu, să spunem. Determinant a fost în primul rând rezervele, care le au fiecare unitate mină, rezerve deschise și eventual pregătite. În sensul în care aceste mine vor putea să, cu investiții majore, adică investiții minime, într-un viitor să mai poată să dea cărbune. Cine se pricepe la minerit înțelege ce vreau să spun, în sensul în care aceste mine nu mai trebuie deschise orizonturi noi, puțuri adâncite, deschise alte perimetre. Deocamdată, dar vreau să spun că aceste patru mine, astea au fost criteriul de bază prin care le s-au ales. Nu s-a ales, de exemplu, un criteriu, ca să spunem așa, prețul la la mine de producție marfă, condiții în care, probabil, să spunem, mina Paroșeni ar fi fost cu siguranță în partea minelor viabile, deoarece mina Paroșeni la ora actuală este o mină care a avut în decursul anului 2012, sper să nu greșesc, câteva luni sub 1000 de lei cheltuieli la 1000 de lei producție mare. Deci un echilibru economic bun. Ea nu a accesat de altfel mina Paroșeni nici un leu până acum subvenție de la statul român. Deci ăsta a fost principalul criteriu. Tocmai de aceea insist să explicăm aceste lucruri. Al doilea... Există tot felul de discuții. Cum, domne, că uite, mina cu tare face și drege și e trecută la... Al doilea criteriu care a stat inclusiv la baza acestui, să spun, acestei împărțeli, a fost și criteriul social, în sensul în care s-a încercat pe cât posibil fiecare oraș din Valea Jiului să-și mențină câte o exploatare minieră. Urmăriți că singurul, să spun așa, eșec ar fi în zona Oricani, unde, din motive pur tehnice, mina n-a mai putut fi ținută în domeniul ăsta al minelor viabile. Dar, în opinia mea, sperăm că viitorul complex va reuși să meargă înspre Oricani cu o altă desfășurare de forțe, în astfel încât orașul Oricani să nu sufere prin dispariția minei Oricani într-un viitor, să spun, de 4-5 ani încolo, sau probabil până în 2018, când cele trei mine trebuie închise. Asta a fost criteriul care a stat la baza împărțirii. Deci, mine viabile și mine neviabile. Clasificării în viabile și... Bineînțeles că, conform regulamentului european și a tuturor normelor europene, banii pentru închiderea, dacă era să închidem toate cele șapte mine, nu ajungeau banii, iar mineritul dispărea undeva la finalul anului 2000. Se putea pune și această problemă, efectiv, închiderea totală a mineritului din Valea Jiului? Deci, inițial, așa s-a pus problema, adică toate minele să fie închise. La nivel de Comunitatea Europeană. De Comunitatea Europeană. Da, și de Comunitatea Europeană. Nu Ministerul Minelor și... Da, suntem singura țară din Europa care... Nu închidem tot mineritul în 2018. Trebuie să spunem și acest lucru. Dar decizia s-a luat în urma unui calcul simplu. Subvenția pentru închiderea tuturor minelor, conform regulamentului 787 pe 2010 european, nu ar fi permis decât să funcționeze undeva la finalul anului 2014. Absolut tot ce înseamnă Compania Națională a Huilei trebuia practic să dispară la finalul anului 2014. Bineînțeles că atunci s-a luat în calcul să salvăm câteva mine, astfel încât mineritul să mai poată funcționa probabil destul de mulți ani de acum încolo. Oricum, problema utilității combustibilului solid numit cărbune încă este de perspectivă. Chiar putem observa că în lume este redescoperit acest combustibil și în multe zone ale lumii, multe țări, unele mine chiar se redeschid. Acum ce se întâmplă? Și consumurile de energie sunt reduse atât în România, pe timpul crizei, consumul de energie a scăzut, cât și în Europa. Eu am niște legături cu niște grupări din Polonia industriale, să le spun așa, care și ei se plângeau de faptul că și la ei consumurile de energie au scăzut și la ei mineritul începe să aibă probleme, deși la ei mineritul a fost o chestie de interes național și de strategie națională, astfel încât ei nu au avut probleme până anul ăsta. Bun, ce s-a întâmplat? Normal că înființarea acestui complex energetic Hunedoara a fost o necesitate. A fost o necesitate pur economică, în primul rând, că nu ajungeau banii ca să fie închise toate cele șapte subunități și doi, s-a dorit totuși continuarea activității în această zonă,
Nu puteai să lași o zonă de dimensiunile astea fără impactul social, da, fără o activitate de bază. Plus, uzina electrică Paroșeni are în sistemul energetic național o poziție strategică și nu putea să fie abandonată să lucreze, să spun, cu combustibil din import. Față de complexul energetic Oltenia, acolo, practic, acest complex a înființat într-o necesitate pur tehnică, în sensul în care au vrut să lucreze toți în comun, astfel încât o termocentrală, nu știu care dintre cele trei, să funcționeze permanent, să pompeze energie în sistemul energetic și astfel să poată compensa anumite lucruri. E o chestie, o discuție mai amplă, care nu vreau să o dezvolt. Deci la dânsi a fost o necesitate tehnică, la noi o necesitate economică și de interes social. Și socială, sigur. Și mai cu seamă socială. Și mai cu seamă social, ca să spunem așa. Iată că mult râmbițatul turism din Valea Jiului nu poate compensa, să spunem, dispariția. Sigur, ideea compensării prin turism a activității miniere este bună, este viabilă, dar de perspectivă. De perspectivă și necesită foarte multe investiții. Și trebuie să mai luăm în calcul și un lucru foarte important. Avem și noi o vârstă. Ne amintim că mulți ani în urmă probabil deja era zăpadă pe vremea asta afară. Acum, bine mersi, încă nu ninge. Să ne amintim că și perioadele astea de iarnă în care avem zăpadă, în care am avea turism în Valea Jiului, s-au condensat, s-au comprimat foarte mult și nu prea putem să spunem așa că am avut ierni prea lungi, am avut chiar veri foarte lungi. Anul ăsta, de exemplu, au fost cam 6 luni de vară chiar și în Valea Jiului. Da, deci lucruri care nu s-au mai petrecut. Dar una peste alta, guvernele României, toate care s-au perindat la conducerea acestei țări, anul ăsta este un an, am putea spune, istoric, am avut toate formațiunile politice care au fost în Parlament la conducerea țării, deci una n-a ratat guvernarea. Nu aș putea spune neapărat că au avut o strategie energetică și s-au gândit neapărat la sistemul energetic din România și la problemele sociale din Valea Jiului și au făcut acest complex energetic. Acest complex energetic, repet, a fost o necesitate și a fost una din argumentele și punctele tuturor scrisorilor de intenție față de Fondul Monetar Internațional. Deci toate guvernele de până acum, scrisorile lor de intenție către Fondul Monetar Internațional, au spus clar că vor face acest complex energetic. Este totuși de evidențiat faptul că acest guvern chiar l-a făcut până la urmă. Deci, l-a finalizat. Iată că cu mici întârzieri, cu mici hopuri, cu tot felul de alte lucruri, dar până la urmă este iată un fapt. Ceva concret. Este ceva concret. Lucru care mă face să spun că suntem deja pe linie dreaptă și lucrurile nu cred că mai pot fi întoarse sub nicio formă. Deci, probabil undeva la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie și celelalte patru mine viabile vor intra în acest complex. Efectiv, ca activitate, ca... Da. Ce trebuie spus? Nu va putea funcționa în acest complex decât în anumite condiții. Asta este o chestie clară. Condițiile nu pot fi decât de prețul gigacaloriei, care să spunem că ar fi tona de cărbune, care duce în urma procesării cărbunele la prețul megawatt. În aceste condiții, România trebuie, nu numai în opinia mea, noi lucrăm la un proiect mai de mult, trebuie să-și asume faptul că aceste patru mine, cu cele două termocentrale, respectiv Vintea și Paroșeni, trebuie să fie trecută într-o lege a minelor. Ne-am gândit noi de undeva de prin iunie, de când ne-am apucat să lucrăm la acest proiect, să fie trecute într-un fel ca o parte a siguranței naționale sau securității naționale. Deci o clasificare specială. Deci o clasificare specială care să permită prețul megavatului, astfel încât și mineritul să poată funcționa. Și să fie, să zicem, într-un fel rentabil.
Viabil, repet, dacă e vorba de siguranță sau securitate națională, nu se mai pune neapărat problema viabilității sau rentabilității, dar în orice caz, în condițiile în care se scoate cărbunele din Valea Jiului, în condițiile în care funcționează cele două termocentrale, este greu de crezut în condițiile scăderii consumului de energie pe piața națională și europeană, este greu de crezut că putem vorbi de viabilizare. Decât în condițiile, repet, ale siguranței sau securității naționale, atunci guvernul și practic România să-și asume un preț al megawattului, deci ca produs final al complexului energetic Hunedoara, dar astfel încât mineritul să poată funcționa în condiții de securitate a locurilor de muncă, securitatea muncitorilor, siguranță a locurilor de muncă. Siguranța locurilor de muncă și atunci să putem vorbi și de o salarizare decentă, care astăzi când iată se înființează acest complex energetic Hunedoara, încă nu putem spune că este mulțumitoare. De exemplu, colegii din Gorj au venit mediu pe complex de 3400, noi suntem undeva la 3100. Deci ca să facem o comparație. Comparație sunt peste noi cu 10-11% la ora la care vorbim. În condițiile în care ei din tot ce înseamnă complex energetic Oltenia au vreo 22.000 de angajați, ei mai au 430 de angajați subteran. Deci, în rest, sunt angajați de suprafață. Și, din alt punct de vedere, dacă totuși facem o comparație între activitatea minieră din bazinul Olteniei și Valea Jiului, nu se compară ca dificultate, periculozitate și toate celelalte? Periculozitatea, am putea să spunem că este un reper, dar să știți, așa ca și condiții de muncă, sunt și locuri de muncă destul de dificile. Imaginați-vă ce înseamnă totul să lucrezi și în cariere, pe căldură, pe vânt, pe ploaie. Mai au și perioade în care trebuie să oprească tot ce înseamnă utilajele alea, când sunt furtuni, ploi, ninsori. Deci ei trebuie să producă într-o anumită perioadă a anului destul de mult ca să aibă stocuri. Bun, una peste alta, mineritul din Valea Jiului. Sunt un om care citesc destul de mult despre minerit, încă cunosc multe zone din lumea asta unde se face minerit, ca să vorbim de țările civilizate. Nu vorbim de Africa sau nu putem vorbi despre China, unde o familie își face o mină și dacă ea mor acolo în mină, nu e nicio problemă pentru guvernul chinez, dă la altă familie, peste 2-3 ani mor și ea și tot așa. Deci ei au și zone din asta, să fim bineînțeles. Pe acest fond, domnule Jurca, am putea face o emisiune să... Da. Facem o comparație și eu n-am știut foarte multe lucruri, sunt interesante. Da, China, de exemplu, are și mine ultra-performante, ultra-dotate. Tehnologie de ultimă oră, digitală. Dar să nu uităm că cu ani în urmă, prin anii 83, cred că eram în liceu, făceam liceu la Petrila, Urumpu, fabrica asta noastră de aici, din Petroșan, producea utilaje pentru chinezi. Deci noi, ca să spun așa, exportam pe vremea utilaje în China, deci învățam minerit. Dar putem vorbi despre mineritul din țările civilizate, care înseamnă Germania, Polonia, nu? Chiar și Slovenia, putem vorbi despre... Au început Bosnia-Herțegovina să aibă un minerit cât de cât bun și civilizat, Australia, Statele Unite ale Americii. Am vizitat Anglia și am văzut anumite lucruri. Vreau să vă spun că mineritul din România este cel mai dificil din toate aceste țări. Deci, repet, nu comparăm cu Africa sau zone din Asia. Dar din țările civilizate, mineritul din România, respectiv din Valea Jiului, este... Condițiile de exploatare. Condițiile de exploatare, condițiile... tectonice ale stratelor, dimensiunea stratelor și absolut tot sunt... Emanațiile de gaz. Da, sunt cele mai dificile, cu siguranță, din toate țările civilizate. Iar ca salarii, nu aș putea să spun Bosnia-Herțegovina, dar din Uniunea Europeană, cu siguranță, minerii din Valea Jiului le-au cele mai mici. Suntem, din păcate... Suntem departe, suntem foarte departe. De exemplu, în Anglia, când am fost, un miner care lucra în subteran,
Avea un program de 7 ore și un sfert, nu de 6, cum e la noi, de 7 ore și un sfert, dar câștiga undeva la 2200 până la 2500 de lire sterline pe lună. Ei erau plătiți săptămânal, dar cumulat în cele 4 săptămâni. Dacă socotim la producția extrasă pe cap de om raportat la această sumă, cam cât realizau? Ca să facem și această raportare cu mine. Nu se poate compara. Deci, ca idee, ei la, într-o mină în Țara Galilor unde am fost, la 375 de angajați dădeau 5.000 de tone pe zi. Deci o productivitate, enormă față de ce avem noi, dar în același sigur, timp... Sigur, la tehnica, tehnologia pe care o aveau, metodele da, de exportare... Da, dar repet și câștigau de 3-4 ori mai mult ca un miner. Aveau producția, domnul Jurca, și... Da, deci repet, lucrau 7 ore și un sfert, la 375 de angajați cât aveau mina respectivă, dădeau undeva la 5.000 de tone brut pe zi. Este un lucru la care, dacă am ajunge și noi, ce bine ar fi. Da, de exemplu, la altă mină unde am fost, aveau 4.200 de angajați, dădeau 50.000 de tone pe zi. Dar sigur, tot ce era acolo era ceva ieșit din comun, ca performanță, utilaje, dotări. Dacă vă puteți imagina fluxuri de benzi paralele care funcționau, un schimb al flux, tocmai în ideea de pe un schimb altul să le poată face revizii, reparații, etc. Ori la noi toate utilajele sunt ultra învechite, deci unice este, și... Noi suntem undeva cam în epoca, să spun așa, cu Germania nu ne putem compara sub nicio formă sau cu Australia. Poate suntem undeva în Polonia anilor 30-40. Cam așa suntem noi ca dotare. Este regretabil, dar asta este realitatea. Da, o realitate. Deci cu o astfel de utilare, degeaba vrei, nu poți. Că nu se poate, da. Și în condițiile în care nu facem producție, nu putem vorbi nici de bani. Că asta e. Dar vina nu este a minerului, nu este, este a sistemului. Cu siguranță. Eu am spus-o așa odată în spirit de glumă, că dacă am reușit să ducem o brigadă, să zicem, de la un complex mecanizat, cum sunt la Lupeni, la Parușeni sau la Livezeni. Cei specializați în exploatarea da, mecanizată. Da, într-un complex mecanizat să-i duci pe ăștia, să-i bagi într-un abataj în Anglia sau în Australia, să dai niște utilaje din alea ultra performante, să nu trească să care stâlpi grei, să nu trească să aibă suflări, să nu trească să aibă rupturi de lanțuri. Cred că nu i-ai mai putea opri din cărbune numai de a da plăcerea aia, de a vedea cărbunele cum curge. Cred că nici nu i-ai putea opri să, băi, gata, opriți-vă, că ei n-ar realiza că trebuie la un moment dat să dea o anumită cantitate. Deci cred că ar merge non-stop. Ar umple silozurile. Ca să nu mai spun, ca să și salarizezi la nivelul ăla, ar fi ceva ieșit din comun. Domnul Jurca, ne apropiem așa, suntem la o săptămână de o nouă campanie electorală. Cu siguranță vor veni unii și alții să-și asume maternitatea, paternitatea acestui complex energetic. Cred că ar fi bine să subliniați, știți mai bine amănuntele parcurgerea acestor aproape 2 ani de eforturi făcute pentru concretizarea complexului energetic. Cui se datorează totuși în fond până la urmă această reușită? Eu, ca sindicalist, am să spun că nouă sindicatelor că am ținut de locurile de muncă și că n-am lăsat guvernele să-și bată joc de aceste locuri de muncă și de oamenii din Valea Jiului. De aici am putea spune că este începutul. Politic vorbind, în general, cine taie panglica și semnează înființarea, ăla are merit. Asta e realitatea. Cine a avut ideea? Cine a început? Cine a luptat? Cine n-a luptat? Cine n-a făcut? Ce n-a făcut? E ca la fotbal. Cine dă golul și a câștigat? Ăla a câștigat. Deci acum trebuie să spunem că și datorită presiunii Fondului Monetar Internațional, dar guvernul Ponta până la urmă s-a mișcat mai repede decât celelalte guverne și a reușit. Într-un timp, eu spun destul de scurt, să-l semneze, să-l înființeze, să adune toți factorii ministere, câte 2-3 ministere acolo, ca să nu mai fie duse hârtiile de la unii la alții, să spună unii față de alții că noi nu suntem de acord cu aia, vedeți, reface, s-au pus toți la masă, s-a primit un ordin că trebuie să-l facă și până la urmă, iată că a ieșit ceva. Că a ieșit ceva, da. Sunt convins că drumul va fi parcurs în continuare exact cum trebuie, fiindcă nu mai există altă cale de întors de data asta. Sigur, așa cum spuneți,
reușita se datorează celui care taie panglica. Corect, adic. Foarte bine putem asista și în continuare că nu s-a pus virgulă pe nu știu ce pagină și că mai stăm o săptămână și că nu știu ce hârtii n-au fost învârtite, sucite și mai trebuie cum. De fapt a fost și ultima dată în vară, dacă țin bine minte, amânăm cu nu știu cât pentru că procedural nu s-a făcut nu știu ce. Care, de fapt... Șansa mare a acestui complex, că ce facem acum dacă nu e trecut, repet, pe siguranță națională sau securitate națională, nu va funcționa. Deci el va fi înființat, dar nu va putea funcționa. Deci trebuie să spunem lucrurile din start. Șansa a fost de mult atunci cu hidroenergetica și cu hidroelectrica când trebuiau să se înființeze. De ce s-au tărăgânat? De ce s-au tot amânat? Eu, întreaga istorie, o adevărată poveste. Am avut om din Valea Jiului, atenție, care a fost numit să se ocupe de înființarea acestui complex. Am avut o relație specială cu David de la Hidroelectrica pe vremea aia. Probabil dacă se înființa atunci Hidroenergetica și Hidroelectra și Hidroenergetica, parcă așa se numeau, probabil nu mai asistam acum la intrarea în insolvența Hidroelectrica, probabil lucrurile erau altcumva. Dar toate au fost unele amânate, unele tărăgânate, unele au fost amânate, unii n-au fost de acord, alții au fost sau n-au vrut. Alții au zis, hai să le mai amânăm puțin, că poate totuși pică guvernul, să nu ne mai asumăm de anumite lucruri. Deci toate au cât de desubt. Și tot felul de ghidușii petrecute în spatele ușilor închise și a pierderilor trase. Acum, guvernul actual nici n-a avut de ales în primul rând, dar au și vrut să o facă. Iar complexul ăsta energetic Hunedoara, el are un, cel puțin în politica PSD, să vorbim așa, el are undeva în urmă, în trecut, în strategia lansată, strategia economică a USL-ului, se vorbește despre înființarea acestui complex energetic Hunedoara. Eu am asistat, am și fost invitat atunci la lansarea acestei strategii economice la Târgu Jiu. Și iată că este un punct care până la urmă l-au făcut. Deci este un lucru bun. Un început. Exact cum ați precizat, bine că s-a finalizat în sfârșit ceva. De acum să vedem ce va fi, da, cum va acum... fi, depinde în primul rând, cred că acum, de noi, de dumneavoastră, de sindicate, conducerea companiei și, sigur, activitatea mineră derulată în continuare. Dar sunt multe lucruri de pus încă la pom. Lucrurile nu sunt așa de simple cum s-ar vedea de afară. Sau am putea spune chiar de acum trebuiesc... Da, legislația din România nu este puțin în urma ceea ce vor să facă politicienii. Unul dintre punctele care ne frământă pe noi cel mai tare este cum se vor... că noțiunea de transfer nu mai există practic în legislația românească. Cum se vor muta cei de la minele de la CNH către minele neviabile și către minele viabile și apoi către complex. Noi trebuie să avem în vedere ca oamenii să nu-și piardă sporul de vechime, să nu-și piardă anumite drepturile pe care le au. Asta este o luptă pe care noi o ducem de ceva timp. După care va trebui să vedem ce se întâmplă după ce vor fi închise cele trei mine, mai rămân un număr însemnat de oameni care nu vor avea unde să lucreze și ei vor trebui, într-un fel sau altul, ca cineva să le garanteze că vor fi preluați de partea asta din complexul energetic Hunedoara. Deci astea așa în mare ar fi câteva puncte care reprezintă un interes foarte mare pentru noi și care... Și importanță deosebită, vorba de oameni. Care ne frământă. Și vrem să semnăm anumite documente cu Guvernul României, cu factorii responsabili, astfel încât cineva va trebui să-și asume responsabilitățile astea. Despre ce fel de documente este vorba, domnule Jurca, o să vă rog să ne precizați după pauza publicitară pe care o prezentăm acum. Să testăm 150 de mega de la UPC. Mihai, vrei la dreapta, să înceapă download-ul! Stai că downloadez eu ceva cu a treia! Asta-i curba Fiber Power! Atenție la conexiunea cu viteză de streaming! Las că avem bandă! 90, 100, 150, download complet!
simte viteza celui mai tare internet, Fiber Power de la UPC. Trăiește performanța la viteză maximă. La UPC ai net de 100 de mega, 94 de canale TV și 100 de minute naționale la doar 65 de lei. De 5 ani, 1 metru și 10 centimetri, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. O campanie derulată de Salvați Copiii și Fundația Marius Ivan. Tare asta. George ar fi mutat dama la C2 și era man. Este mutarea ta, fără etnobotanice. Absentul. Consumați zilnic cel puțin 500 de grame de fructe și legume. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Prea rebel să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Am revenit în studio, stimați telespectatori. Tema discuției noastre din această seară, pentru cei care nu ne-ați urmărit de la început, Mineritul, o nouă șansă. Discutăm despre înființarea complexului energetic Hunedoara, unitate economică ce poartă data de naștere 1 noiembrie 2012. Invitatul serii, domnul Adrian Jurca, președinte sindicatului liber de la Mina Livezeni. 0724-890163, telefonul mobil cu tarif normal pentru SMS-uri, întrebări, scurte comentarii pe tema pe care o avem în discuție. Ar fi interesant să vă exprimați părerea. Ce speranțe aveți de la înființarea acestui complex energetic? Cum vedeți prin prisma funcționării acestui complex energetic viitorul Mineritului din Valea Jiului? 0254-540000, telefon fix cu tarif normal pentru intervenții în direct din acest moment. O să rog colegii din regie, dacă sunteți interesați să interveniți în emisiunea noastră cu întrebări și, repet, scurte comentarii pe tema pe care o avem în discuție, vă așteptăm. Adresa de e-mail la televiziunii Parâng pentru e-mail-uri tvparang@yahoo.com. Domnule Jurca, să continuăm discuția noastră. Spuneați de demersurile făcute pentru semnarea în trecut și sigur ce aveți în perspectivă în viitor, semnarea unor documente în ceea ce privește
stabilizarea activității miniere și acele schimbări legislative eventual la care făceați trimitere. Noi avem pregătit un memorandum, așa l-am numit noi, cu tot ceea ce am explicat eu aici. Deci referitor la... O să vă rog să nu vă întrerup, să vă continuați ideea. Avem un telespectator la telefon, să-l ascultăm. Alo? 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 Da? Bună seara, Calo, pe Ion sunt. Bună seara, bine ați venit, vă ascultăm. Bună seara, domnul Nemece, dumneavoastră, și invitatul dumneavoastră, îmi permis să-i spun la mulți ani, că am înțeles că astăzi este ziua dânsului, dar ce s-a făcut... cerere de reangajare în cadrul companiei. Am înțeles că a avut contractul suspendat și nu i s-a aprobat. De astăzi a devenit un nou angajat al companiei. Nu trebuie să răspundă mie, invitaților, telespectatorilor dumneavoastră. Și în primul rând, el nu mai este președintele sindicatului liber Emel Ivezen, pentru că a făcut sindicatul Cărbunele Negru, sau nu știu cum i-a zis, la, în 2011. Și el vorbește necunoștință de cauză. El săracul e paralel cu mineritul. Eu nu am mai văzut mina de nu știu când. Eu nu vreau să intru polemică cu el, deci are numai atribuțiuni care a vorbit numai prostii pe post. Pentru că ei, în primul rând, cei de la sindicatul Muntelegi nu au fost primiți de domnul ministru Chițoiu, după câte știu eu. Și nu se luptă să apere drepturile oamenilor. Pentru că pe lângă cele 3-4 exploatări miniere care intră în complex, mai este și EPCVJ-ul și Salvaminul și partea Ceneașului. Deci el vorbește numai balivernă. Eu nu vreau să monopolizez discuția dumneavoastră, eu închid și dacă vrea să răspundă telespectatorul dumneavoastră, bine, dacă nu, nu. Și oricum, să vă mai explic o minciună de-a dânsului, când l-a sunat la o emisiune în direct dimineața, a fost la Târgu Jiu să rezolve el cu secțiile să le aducă pentru mina Livezeni, era vinerea și contractul se stabilise că nu se poate aduce secții de acolo miercurea. Deci este un om care spune numai neadevăruri. Bună seara și... cer scuze că v-am monopolizat discuția. Bine, mulțumim pentru intervenția. Acum, cred că este virulent telespectatorul nostru, colegul nostru. Nu, nu are de ce. O să-i, nu că să-i răspund lui, celor care ne ascultă. Se înșeală, noi ne-am întâlnit cu ministrul Chițoiu de 3 ori. De 2 ori eu cu Nica, odată Nica cu Ghiuri Cosma. S-a și semnat un protocol cu ministru vis-a-vis de tot ce înseamnă mineritul din România, fiindcă s-a semnat sub tutela Federației Naționale Mine și Energie din România. Doi, într-adevăr, are dreptate că Sindicatul Liber Emel Ivezeni nu mai există, eu nu mai sunt președinte acolo, sunt vicepreședinte la Sindicatul Muntele. Departamentul de la Ivezeni se numește Huila 2011. La alte amănunte din astea că nu știu ce am făcut eu sau ce Andrez, nu vreau să intru în polemică cu el, că mi-amintesc ce m-a învățat mama săreacă Dumnezeu să ierte, nu discuta prea mult cu oamenii nepregătiți, că lumea o să te creadă la fel ca ei. Deci eu n-am să-i răspund decât atât și ca să-i mai răspund încă ceva tuturor celor care ne ascultă și ne vizionează, luni la ora 14 suntem așteptați de ministrul Chițoiu. Iar președintele Nica ne-a sunat ieri pe fiecare dintre noi să ne întrebe care dorim să mergem. Deci fiecare a spus, după câte știu eu, chiar toți colegii, și-au exprimat dorința să meargă la întâlnirea cu domnul ministru Chițoiu. Vis-a-vis de alte lucruri, da. N-am ce să comentez. N-am terminat încă de discutat despre complexul energetic, domnul Jurca, dar dacă tot am ajuns la acest punct să vă uitați ca idee că aveți și ziarul nostru, vă rog frumos să mă contactați mâine, barem așa, pentru Cultura Generală a Muntelor din Valeriu, să vă dau o poza mea cu domnul Victor Ponta. Știți că el e premierul țării. Să vă dau o fotografie de-a mea cu Victor Ponta și cu soția dânsului. Deci așa, ca să nu mai discute lumea prin târg că noi așa sau noi altcumva. Deci atâta doresc. Și să o publicați, chiar vreau să revenim, publicați. Revenim pe tema, da. Domnule Jurca. Deci, spuneam, n-am terminat discuția despre complexul energetic, dar dacă totuși am ajuns la acest punct al discuției noastre, spuneți-mi, sau să explicăm de spectatorilor noștri, ați fost o echipă strânsă, unită, nu cu foarte multă vreme în urmă, când Liga Sindicatelor Miniere încă era ceva. Ce s-a întâmplat totuși
de v-ați destrămat din prieteni, din oameni care cu experiență sindicală, cu experiență în minerit, care mai multă experiență, care mai puțină, v-ați răvășit așa și sigur împărțindu-vă în nu știu câte zări și puterea sindicală și acțiunile dumneavoastră, cred că au slăbit în, și în Bun, intensitate. Ce se întâmplă? Și... Anul trecut, după cum știți, s-a schimbat legea sindicatelor. Se numește acum legea dialogului social, legea 62/2011. A apărut anul trecut în luna mai. Conform acestei legi, tot ce înseamnă structuri sindicale din România s-au schimbat. Noi, cei care am înființat sindicatul ăsta în Muntele, care are 5.500 de membri din cei 7.700 de angajați ai companiei, este cel mai mare sindicat din România, la ora la care vorbim, am considerat că trebuie să ne pliem pe lege. Și am făcut acest lucru. Dacă nu făceam acest lucru, probabil să semnăm un contract colectiv de muncă în alte condiții, probabil nu se deschideau perspectivele unui viitor. Deci a fost o necesitate această rupere și reînființarea unui sindicat când spuneți de 5.200, erau 7.000 și nu știu cât sau câți membri aveați atunci. Conform legii 62 din 2011, la început, articolul 1, sunt mai multe lucruri, de la litera A până la litera W, în care este foarte clar prevăzut de legiuitor definiția unității, angajator, angajat, sindicat, federație și absolut tot. Deci toate noțiunile astea sunt clar specificate. Astăzi când vorbim... Definite. Da, definite. Astăzi când vorbim, Compania Națională Huile este considerată unitate. Ori în cadrul acestei unități poate funcționa un sindicat. La Emel Ivezen, la domnul Calută, la Preparația Curești, la Emel Lupen, la oriunde doriți noastră, care sunt sucursale, fără personalitate juridică, nu pot funcționa organizații sindicale. Deci asta e o chestie legală, nu eu am inventat-o. Deci unitate, repet, este considerată Compania Națională Huilei conform legii 62, iar tot ce înseamnă organizație sindicală trebuie să funcționeze pe această unitate. Deci nu mai poți să spui că ești membru de sindicat de la Lonea, de la Livezeni, de la Lupeni. Astea sunt niște sucursale care, datorită distanței dintre noi, suntem așa cum suntem împărțiți, dar trebuie să fie o singură structură sindicală. Nu poți să fii împărțit în mai multe structuri sindicale pe subunite. Subunitățile nu au personalitate juridică. Deci nu poți să funcționezi la o subunitate. Bine, am înțeles acest lucru. Întrebarea era, de ce s-ar obliga? Liga, nu sunt eu în măsură să spun. Liga a avut niște probleme care le-a avut la vremea respectivă. Dacă vă întoarceți în timp, de mult, în 2005, când practic s-a produs ruperea, ca să spun așa, definitivă a ei, au fost alte discuții care chiar nu aș vrea să le mai dezvolt acum, în 7 ani de atunci. Am trebuit să privim viitorul înainte. Vedeți, pe acest fond pe care îl discutăm... Numai o secundă, da. ca să mai și explic următorul lucru. Ca să înțeleagă cei care probabil se uită la emisiune. Neavând un sindicat la nivel de unitate și care să aibă și reprezentativitate prin număr, numărul înseamnă că trebuie să ai cel puțin 50+1 din numărul de angajați, nu poți, conform legilor în vigoare, niciodată să faci ceea ce ar trebui să facă un sindicat când anumite probleme nu convin. Grevă. Deci greva nu poate, în Valea Jiului, la ora la care vorbim, să o declanșeze din punct de vedere legal. Uitați-vă în luna martie, că noi de-aia am câștigat procesul cu compania, de-aia am câștigat procesul cu cei 10%, că am fost pe lege, domnul Nemecec. Dacă nu eram pe lege, noi eram rași de pe fața pământului de mult. Deci nu poți să semnezi contract colectiv, încă atenție, nu poți să declanșezi un conflict de muncă decât dacă îndeplinești două condiții esențiale. Una, prevăzută de lege, să fii sindicat la nivel de unitate, să ai 50+1 din angajații respectivi. În cazul în care nu ai 50+1 din acești angajați, nu poți să faci nici una din aceste demersuri. Greva nu poți să faci că ești afiliat la o federație. Federația nu are dreptul să declanșeze conflict de muncă la un nivel de unitate. Deci astea sunt reguli care noi, cei de la Muntele, le-am trecut, cum să spun, cu glonțul la cap. Noi am fost dați în judecată, anchetați,
am dat declarații la diverse organe ale statului, ne-am judecat cu compania care ne-a dat în judecată și a încercat să ne pună mișcarea socială din martie în cârcă, am câștigat, atenție, procesul ăla, deci greva a fost declarată legală și plus de asta am câștigat cei 10% de care beneficiază toți angajații, tot prin simplu fapt că am fost pe lege. Deci noi, dacă, repet, nu eram pe lege și nu respectam legea 62 pe 2011, cu siguranță nu se măreau nici salariile cu 10% a angajaților și plus de asta mișcarea socială care a avut loc în luna martie a anului curent, probabil avea urmările care le-au avut mineriadele din urmă, probabil erau mineri anchetați, probabil erau lideri anchetați, probabil erau lideri condamnați, mineri, etc., etc. Am înțeles aceste precizări legale punctate, domnule Jurca. Eu sunt, să zic așa, într-un fel purtător de cuvânt a ceea ce se întâmplă în zonă. Această divizare, înmulțire a sindicatelor, la o mină să existe 4 sindicate, una cu, știi, sigur, sunt prevederi constituționale, fiecare are dreptul să se asocieze, să-și facă sindicatul lui. Dar ceea ce spune lumea, dacă toți doriți sindicaliștii același lucru, stabilitatea locurilor de muncă, etc., etc., de ce nu sunteți unu și sunteți 4, 5 sau nu știu câți? Lumea are o percepție, repet, un pic greșită. Aici e și vina noastră, că n-am explicat multe lucruri, e suficient de bine. Este o lipsă de comunicare, da, probabil. Repet, este un sindicat mare care se numește Muntele. Așa a fost el numit atunci, că nu s-a numit Cărbunele, că nu s-a numit Antracitul sau Valea Jiu. Bun, s-a numit Muntele. Pe lângă acest sindicat Muntele, care, repet, are 5.560 din cei 7.700 la momentul de față, deci cotizanți mă refer, mai există încă vreo 7 sindicate pe lângă afiliate. Nu, mai sunt 7 sindicate, un fel de sindicate independente care funcționează, unul la Livezeni, unul la CNH, unul la Salvamin, unul la Preparația Curești, unul la Uricani și 2 la Lupeni. Deci mai există aceste mici sindicate care funcționează. Întrebarea este, dacă noi am reușit cu Cosma, cu Zamora, cu Temneanu, cu Nica, cu Silveșan, cu Grosu, cu Jurca, cu Robert, Pavel, sper să nu fie dat, pe domnul Coș de la Paroșeni, am reușit să ne unim și să fim o structură cu 5.500 de oameni. Bun, admitem că uitați, domnul Calu tot mă înghite pe mine, altul poate nu-l înghite pe mine, acum, altul pe altul, să zic ca idee. Așa. Dar de ce nu s-au unit ăștia 7 și ei într-un alt sindicat, să-și formeze un alt sindicat, că legea îi permite? Deci, m-a fi vrut. Păi, bun, dar atunci, cum să spun, noi suntem un fapt, noi existăm. Am respectat o lege, am câștigat un proces pe o grevă, am câștigat un proces de mărire a salariului, deci noi funcționăm, să fim bineînțeleși. Suntem afiliați și la o federație reprezentativă la nivel de sector de activitate, foarte puternică în România. Deci este cea mai puternică din România. Noi suntem afiliați la Federația lui Marin Condescu, Federația Națională Mine și Energie. Atenție, care are tot complexul energetic Oltenia, are 80% din termonucleară, are tot ce înseamnă producția de uraniu din România, preparațiile de uraniu din România, apa grea de la Severin. Deci noi chiar suntem cu cei puternici. Bine că, atenție, să fii la masă cu cei puternici implică niște costuri. Nu poți să stai la masă cu cei puternici fără să plătești. Deci noi trebuie să plătim din ce adunăm noi cotizații, noi plătim. Și încă nu suntem la nivelul la care plătesc ceilalți. Plata asta ce înseamnă, domnul Jurca? Deci noi plătim ce? Trebuie să plătim 3 lei pentru fiecare membru pe care îl avem. Și banii ăștia unde merg? Ce se întâmplă? La Federația Națională Mine și Energie. Federația asta, la rândul ei, este foarte bine poziționată în cartelul Alfa, unde și la rândul lor plătesc, iar federația asta face parte dintr-o federație la nivel european, că toată lumea nu înțelege de ce e Condescu puternic la fiecare guvern. Păi bine, Condescu face parte din Consiliul Economico-Social la nivel european. Puțină lume știe asta. El își plătește lunar loja, că așa se numește acolo, lojă, cu 1000 de euro, domnul Nemece, care sunt 50 de milioane. Trebuie să participe acolo la ședințele alea care înseamnă alte costuri și alte costuri, poate ajunge la 70-100 de milioane lunar. De aia nu înțelege lumea de ce omul ăsta, indiferent ce guvern se schimbă, indiferent cine este premier, el e undeva bine poziționat. Fiindcă face parte, la nivel european, din gruparea aia puternică, care nu te lasă să mori
și nu te lasă să... să... Nu știu, că revenim la Condescu, da. Să mai ascultăm un telefon. El, să mai principal. Ascultăm un telefon, da. Alo? 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 Da? Toți sunt calote. Domnule, ce dați-mi voie să-i spun. Din minte cum de rușinare, când a mai fost la mine energie, sindicatul lui, când a fost evenimentul de la Petrila, Doamne ferește, așa ceva. Mi-a zis domnul Condescu, i-a zis să dea datoria care avea în familiilor îndoliate. Și n-a dat-o. Minte cum de rușinare, domnule, nu știu cum poate să mintă. Haideți, doamne, spuneți-i că rog frumos să vină cu mine în emisiune odată să pune capăt, că nu mai prostii vorbește. Uite, punem la cale domnul Calotă. Care, că el nu vorbește cu bebe mica de două luni de zile. Și ăla conduce și zice, să intre mica să spună dacă vorbește cu el de două luni de zile. Domnul Calotă, punem la cale o emisiune de acest gen și să vedem ce facem. Este mai bine să nu discutăm în... L-a mai chemat de 3-4 ori de cine direct cu mine și ăsta a zis că nu mai vorbesc cu el, că așa nu are rost, că nu pot mintea cu el. Că așa, oricum, eu o să fac sesizare la poliție pentru că el pe luna octombrie nu are posturi. A avut contractul suspendat, ilegal și totul. Deci lăsați-l în pace și spuneți să vină când vrea el cu mine în emisiune, să dăm cărțile pe față, să nu mai mint așa. Bine, bună seara și cer scuze că am mai intervenit. La revedere! La revedere, o seară bună, domnul Calotă. Domnul Calotă este pe fir și... Bine, acum mă scuzați că trebuie să vă spun și dumneavoastră, nu m-ați chemat aici ca să l-ascultăm pe care. Băi, nu discutăm în contradictoriu, deci, tocmai acest lucru am spus așa, unul răi și unul cea, cum se spune. Eu nu mă pot coborâ, credeți-mă, la nivelul lui. Chiar credeți-mă că nu mă pot coborâ la nivelul lui ca să discut contradictoriu cu el. Deci n-am cum, credeți-mă, sunt un om care... Domnul Jurca, discutăm să vedem dacă este cazul să avem... Deci, ce discuție poți să ai cu Calotă? Haideți să fim serios. Nu discutăm într-o emisiune de acest gen unul cu altul, ci trebuie să spunem telespectatorilor noștri ceva. El are o obsesie care se numește Jurca. Într-un fel îl înțeleg. Are ceva cu Jurca sau domnule, cu activitatea lui Jurca? Eu știu ce are, dar eu nu pot să-mi permit pe un post să spun ce are un asemenea... Poate facem o întâlnire împreună și domnule, dacă... Chiar vreau să discut despre complex, despre... Asta este tema emisiunii noastre în această seară. Că nu mă pot coborâ la nivelul lui. Dacă mă apuc să spun și eu anumite lucruri despre individul ăsta... probabil îi distrug o grămadă de lucruri și eu nu, chiar, eu, credeți-mă, nu prea Jurca, nimic pentru mine. Natura emisiunilor noastre nu sunt de ane așa, unii pe alții și vrea să-i sugera și lui treaba asta, dacă avea să mă întrebe ceva, dacă vrea să mă întrebe, de exemplu, cum își poate le reprezenta angajații la viitorul contract colectiv de muncă când el nu va participa. Deci astea ar fi niște lucruri pe care ar trebui să fie el întrebat. Nu, eu, ce vorbește el de mine, că urmărește el pe bine prin oraș, ce fac, cum fac, să-și vadă el, Doamne, iartă-mă de treaba lui, că și așa are o grămadă de lucruri care nu sunt ok în viața lui. Să este o temă de cancan, să spunem așa, care nu... Exact cum spuneți, este altceva, poate ajungem la o concluzie, dar nu discutăm asta față de telespectatorii noștri, să mâncăm din minutele emisiunii noastre de acum. Discutăm despre ce doriți. Deci să revenim la, spuneați de Condescu, domnul Jurca, de reprezentativitatea pe care o are inclusiv în forurile internaționale sindicale. Da, repet, este un om în lumea sindicală important, de foarte mulți ani de zile. A știut politic tot timpul să se poziționeze, tot timpul a fost ca un paradox de partea câștigătorilor. Uitați-vă că și la alegerile prezidențiale din 2009, nu? Parcă au fost alegerile prezidențiale, s-a poziționat lângă Traian Băsescu, din întâmplare, să zicem, Traian Băsescu a câștigat. Iată, acum parcă făcut premierul care cu siguranță va fi premier și după alegerile din 9 în decembrie, este chiar din Târgu Jiu, din deci, zona Oltenie. Mă rog, are darul ăsta de a se așeza exact unde ce a făcut, cum a făcut domnul Jurca, s-a menținut încă din anii 90 încoace, de pe vremea începuturilor sindicale cu de pe vremea lui Cosma, iată și astăzi 20 de ani de activitate sindicală în
timp în care a acumulat și experiență și tot ceea ce... Dar, mă rog, repet, el... Da, să revenim în Valea Jiului, să lăsăm pe Condescu cu Oltenia. Da. Cred că s-a întrerupt legătura telefonică. O să rog telespectatorul nostru care a fost pe fir să revină. Îl așteptăm să-l introducem în emisiune. Avem aici o intervenție, domnule Jurca, din partea unui telespectator, grădinarul Viorel, să-i dau citire și o să vă rog să îi răspundem telespectatorului nostru. Domnule Jurca Adrian, în ce stadiu se află la București demersul cu semnăturile noastre în legătură cu schimbarea calculării ieșirii la pensie, să nu se mai împartă la 30 și la 20, cum a fost în legea veche până la 1 ianuarie 2011? Cu respect, semnează grădinarul Viorel. Știu că demersurile deputatului Cristian Răzmiță, tot ce înseamnă modificarea asta legislativă, sunt depuse la ministerele în cauză, respectiv Economie și Ministerul Muncii și Familiei, Protecției și Familiei, la Ministerul de Finanțe, precum și la Camera Deputaților. Deci știu că a mers cu ele până la sunt depuse, deci, dar sunt depuse unde, ce, tot. Cum s-a ajuns, acum, în ce stadiu de discuții? Acum probabil cum se primesc avize, cum se primesc avize de la Comisia Parlamentului. Mă rog, vor merge lucrurile mai departe. Eu cred în acest demers și sunt convins că va reuși. Sigur, trebuie insistat, trebuie poate chiar... Bine, nu e un demers ușor. Că reamintit celor care se ocupă de ele. Nu este un demers ușor, fiindcă implică o chestie financiară și orice guvern în general se cam ferește să aprobe lucruri care, în care trebuie să dea bani. Toate sunt bune până ajungem la bani, domnule Jurca. În orice context și vedem în orice împrejurare. Ne apropiem de a doua pauză și ultima pauză publicitară. Înainte de asta, să ne mai precizați dacă aveți ceva ne spune legat de complex, domnul Jurca. Acum, ce se întâmplă? Multă lumea probabil o să creadă că începând de mâine va fi lapte și miere, totul va fi în regulă. Lupta, practic, și sindicală, și managerială, și cum vreți dumneavoastră să spuneți, practic, de-abia acum începe că acest complex să fie poziționat și să funcționeze. Asta e principalul lucru. Dacă acest complex nu va funcționa, atunci el practic a fost făcut inutil. Acum ce se întâmplă? Depinde, cred eu, cât de repede el va fi pus în funcție și cât de repede lucrurile se vor așeza, foarte mult și de alegerile din 9 decembrie. Deci cât de repede vom putea spune că cele 4 mine viabile din Valea Jiului vor face parte din acest complex energetic. Sunt convins că va depinde foarte mult de ce se va întâmpla în data de 9 decembrie. Sigur, ce trebuie să se întâmple de acum încolo este prevăzut, stabilit, pus pe hârtie. În acest context de reorganizare, regândire activității economice, nu este cumva în atenție și o reorganizare a activității sindicale, a sindicatelor? Poate lasă unii din orgolii, poate, eu știu exact cum spuneți, bine ar fi să fie unul, nu știu câți. Acum ce se întâmplă? Normal că și sindicatele vor trebui să treacă prin mici transformări, spun mici, deoarece noi le-am făcut pe cele importante. Spuneați de cei 5200 de membri de la Muntele prin această reorganizare, să spunem, a mineritului din Valea Jiului cu cele 3 mine care ies din sistem, rămân cele 4 și aici se schimbă situația. În cadrul sindicatului Muntele sunt mine cu suficient salariați care diminuează într-un fel reprezentativitatea. Deocamdată nu cred că se pune problema până la negocierea unui viitor contract colectiv de muncă. Care bate la ușă, că suntem în care noiembrie. Probabil va începe în cursul lunii noiembrie, 15-16 noiembrie, undeva în preajma acestor date. Nu cred că se va întâmpla fizic, vorbind despărțirea personalului în mine viabile, mine neviabile. Mai există totuși anumite termene care trebuie respectate.
Dar și în condițiile în care acest lucru s-ar întâmpla, credeți-mă că suntem destul de bine pregătiți să trecem și peste hopul ăsta. Deci suntem, repet, un grup destul de bine pregătit al legislației. Știm pașii ce trebuie urmați și plus de asta noi avem și curajul să-l facem. Mai trebuie să și reușiți, domnul Jur, ca să fiți băgați în seamă și sigur... Așa cum am reușit, zic eu, anul trecut, când am avut tot ce a fost posibil împotriva noastră, ca să punem în funcție Sindicatul Muntele, să obținem reprezentativitate, să facem anumite lucruri. Nu vreau să intru în amănunte... Ați avut așa, țepe, contre... Repet, colegul care vorbea mai înainte, nu l-ați văzut ce amenințări, că face plângeri și drege și chestii. Deci el și alții au făcut plângeri, au reclamat contractul colectiv de muncă, fără să se gândească că în cazul în care acel contract colectiv de muncă, până și oamenii lor rămâneau fără anumite drepturi. Deci nu s-au gândit nicio clipă la chestia asta. Nici acum nu se gândesc. Dar mă rog, asta e altă poveste. Domnul Jurea, este regretabil că există această fărâmițare, să spun așa. Sunteți oameni, eu vă știu pe fiecare în parte, chiar pe fiecare... Nu există o fărâmițare, repet, așa cum 5.500 am reușit să ne punem la masă, să vedem viitorul, să știm ce avem de făcut și să lucrăm împreună. Deci, ce spune acest individ este total fals. Între noi nu există absolut niciun fel de disensiune. Deci, vedeți, am ajuns, nu mi-a spuneți coleg, îi spuneți individ. Da, mă rog. Deci vreau există... să spun că între noi nu există nicio disensiune. Păi tocmai asta este ceea ce lumea trebuie să priceapă. Toți vreți nu vorbim, bine. Atenție, că nu vorbim zi de zi unul cu altul. Păi stau și mă întreb la un moment dat, poate și ce am avea, Doamne iartă-mă, să vorbim toată ziua unii cu alții. Din moment ce avem lucrurile clare stabilite, din moment ce avem un sistem de comunicare între noi foarte bine pus la punct. Deci noi, ca să știe și lumea, de la centru, respectiv de la Sindicatul Muntele de la Sediu, pornesc zilnic mail-uri către noi. Probabil e un mod de comunicare pe care, să spun așa, uitați, ca să fiu un asentiment nostru, colegul Calotă n-a aflat. Dar este un mod de comunicare între oameni, prin mail. Și ni se cere părerea vis-a-vis de orice. Am făcut o adresă către... Domnul Jurca, să discutăm despre asta în continuare. Da, numai o secundă, după, că avem deja depășit cu 2-3 minute. Numai o secundă, dar nu mă apuc acum să vă dau pe telefon să vedeți adresa mea de mail, unde scrie foarte clar Sindicatul Muntele, în care președintele Nica spune așa: am făcut următoarea adresă către companie în atenția domnului. Vă rog fiecare să spuneți părerea, sau adăugări, sau dacă e ceva în regulă sau dacă nu e în regulă. Ăsta este un mod de comunicare. Acum, că unii știți să folosim mail-ul, că unii nu știți să folosim mail-ul, că unii nu-l deschidem, că nu ne interesează, asta este o altă poveste. Dar, cum lucrăm noi, în general, când nu-ți dai cu părerea... Comunicarea există? Când nu îți dai cu părerea, când nu ai nicio părere, când nu spui anumite lucruri din timp, normal că în clipa în care adresa este finalizată și este dată, și tu spui, aoleu, că n-am fost informat sau că n-am știut, atunci ți se spune foarte clar, băi, ai avut-o pe mail, dacă nu te-ai interesat, e treaba ta, vezi de drum, dar există comunicarea. Deci, repet, noi avem pe mail, vă pot arăta oricând, eu nu le șterg, adresă. Pe data de luni, cât e, nu știu cât e, 5 noiembrie, orele 14. Avem întrevedere cu ministrul Chițoiu, vă rog pe fiecare să confirmați venirea sau neasta și ce doriți să discutați acolo. Este bine dacă se întâmplă așa. Prezentăm publicitatea, revenim în câteva clipe. Să testăm 150 de mega de la UPC. Mihai, dribl la dreapta, să înceapă download-ul. Stai că downloadez eu ceva cu a treia. Asta-i curbă Fiber Power! Atenție la conexiunea cu viteză de streaming! Las că avem bandă! 90, 100, 150, download complet! Așa se simte viteza celui mai tare internet, Fiber Power de la UPC. Trăiește performanța la viteză maximă. La UPC ai net de 100 de mega, 94 de canale TV și 100 de minute naționale la doar 65 de lei. Thank you.
fetiță de 5 ani, 1,10 cm, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Violența naște violență. O campanie derulată de Salvați Copiii și Fundația Marius Ivan. Ar fi mutat Dama la C2 și Raman. Este mutarea ta, fără etnobotanice. Absentul. Consumați zilnic cel puțin 500 de grame de fructe și legume. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Rebel, să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Am revenit în studio, stimați spectatori. Continuăm discuția noastră cu invitatul serii, domnul Adrian Jurca. Domnule Jurca, după informațiile pe care le avem și din ce s-a mai mediatizat și în presă, odată cu această regândire a activității minere din Valea Jiului, discutăm foarte mult despre chinezi. Chinezii ar fi interesați să investească în mineritul Văii Jiului, să revigoreze activitatea de extracție a cărbunelui din această zonă. Ce știți despre aceste aspecte? Mă rog, nu știu să spun chiar 100%, știu anumite amănunte. Chinezii, între timp, au devenit și o mare putere economică a lumii și se comportă ca o mare putere economică a lumii. Adică vor să-ți dea bani împrumut, să cumperi utilaje de la ei și să le folosești în minerit și să dai odată dobândă și pentru banii care ți-i dă împrumut, nu? Și să mai plătești și adausul comercial pentru utilajele care le cumperi de lei și după aia să devii captiv și pieselor de schimb și etc. ce trebuie să le cumperi din China. Deci cam așa s-a pus problema vis-a-vis de vizita lor în Valea Jiului. Să investească, să spunem așa, în mineritul din Valea Jiului. Din informațiile pe care le am eu, în discuție s-a pus ca în viitorul nu foarte îndepărtat, deci cât de repede posibil, producția de cărbune în colaborare cu chinezii să crească undeva la 4.000 de tone pe an, 4 milioane de tone, da? Deci chiar dublu sau poate mai mult de dublu cât se extrage la momentul de față. Acest lucru ar implica și schimbări în ceea ce privește angajării, locuri de muncă și așa mai departe. Cu personalul existent la momentul de față este logic. Nu se poate realiza o astfel de producție. Bineînțeles că depinde de strategia viitorului complex. Deci cu siguranță ce va vrea viitorul guvern cu actualul complex, energetic Hunedoara să facă, probabil înspre lucrul ăsta s-ar merge. Eu personal nu cred în
în reușita acestui proiect vis-a-vis de investiții din altă parte. România până la urmă este în comunitatea europeană. Trebuie să ne subordonăm anumitor reguli fiscale, reguli comerciale, reguli de import, export, etc. ale Uniunii Europene. Deci nu putem să facem noi importuri de nici financiare, ca să spun așa, din alte zone fără acordul Europei. Europa este o zonă în care ar putea să ne furnizeze utilaje suficiente din punct de vedere cantitativ și calitativ pentru mineritul din Valea Jiului. Păi și chiar plus, este o zonă cu tradiție în fabricarea utilajelor. Să nu uităm că și chiar și în Valea Jiului sunt convins că au mai avea încă destule resurse, cel puțin umane, ca să mai putem să mai fabricăm anumite utilaje care ne-ar fi necesare în mineritul din Valea Jiului. Sigur, nu numai resurse umane, ci și tehnice tehnologice, domnule Jurca, întrucât dacă facem ceva acum, mai facem la nivelul anilor 2000 sau 1990. Corect. Nu știu, deci cât nu, n-aș putea trebuie... să fiu, nu cunosc dotările tehnice a fabricilor de prin jurul Compania Națională a Huilei, dar sunt convins că pentru... Avem inteligența și capacitatea deci tehnică. Deci resurse umane, sunt convins că încă Valea Jiului posedă destul resurse umane și dacă se va pune problema, cred că se vor găsi și bani. Dar depinde banii ăștia în cât timp pot fi dați înapoi și în ce scop sunt folosiți și cum se garantează pentru ei și sunt convins că s-ar găsi resurse financiare și în Valea Jiului pentru acest lucru. Logica acestui proiect totuși este viabilă, domnul Jurca, pentru că cele 4 milioane de tone de cărbune vor fi consumați undeva și din ceea ce am înțeles eu, dezvoltarea sistemului energetic este la rândul ei în atenția chinezilor. Cărbunele de aici să fie folosit pentru inclusiv ceturi în marile orașe, pentru încălzire, pentru producerea de gigacalorie. Domnul Videanu, fostul ministru al Economiei și Comerțului, spunea mai de mult și iată că așa încet, încet încep să-i dai dreptate în anumite lucruri, nu în toate, bineînțeles că faptul că n-am făcut complexul energetic care se numea hidroenergetic atunci la vremea respectivă poate să spunem cu ghilimele de rigoare și meritul lui și de-abia acum am reușit să facem complexul energetic Hunedoara fără părți din hidro, dar spunea așa că după criza financiară, va fi o criză alimentară, după care va fi o criză energetică. Deci, dacă vom reuși să mergem cu complexul ăsta energetic, să-l mai ducem câțiva ani buni, până când probabil lumea va intra în acea criză energetică, cu siguranță vom avea mult de câștigat. Repet, chiar nu sunt eu în măsură să discut despre strategii de finanțare a industriei miniere și a țării în general, dar, repet, nu cred. Legat de aceste crize, sunt previziuni, domnule Jurca, și dacă previziunile sunt analizate de, într-adevăr, de specialiști, pot fi găsite din timp și soluții de a nu se ajunge în aceste faze de criză, fie și alimentară și mai ales energetică, la energie au fost făcute studii, se știe, gazul mai ajunge vreo 20 de ani, gazul metan, alte surse care sunt acum, iarăși... dacă intrăm un pic pe făgașul ăsta, criza financiară am simțit-o, deci ea e pornită undeva de la finalul anului 2009, nu? Iată că sunt 3 ani de zile de când ne tot. Criza alimentară există, deci să ne înțelegem, criza nu înseamnă că nu se mai găsește pe o piață pâine și sau carne. Da. Se găsesc, dar sunt foarte scumpe. Deci ce puteai cumpăra, să zic, acum 2 ani de zile cu 100 de lei, acum ești undeva la 40% din ce puteai să cumperi cu 2-3 ani în urmă. Deci traversăm această criză și asta se va tot adânci. România este captivă importurilor de pe piața alimentară. Iar uitați-vă mai departe, insolvența hidroelectrică a
Dacă nu se pune la punct sistemul energetic național, cele două complexe, să fie funcționale și să poată funcționa, putem să spunem că vom păși cu siguranță și într-o criză, energetică. De lucrurile, cum să spun, se apropie. Cine le-a preconizat nu au fost oameni de pe stradă. Deci normal că au fost niște specialiști. Dar în general toate crizele astea trebuie înțeles că sunt induse. Deci ele nu apar întâmplător. Deci majoritatea lor nimic nu este întâmplător, așa este. Ele sunt induse și probabil trăim într-o epocă în care lumea se reașează. Depinde acum cât de isteți vom fi și noi să ne reașezăm. Asta este important. De partea celor care câștigă, noi românii în general nu ne-am așezat niciodată lângă cei care câștigă, tot timpul am fost numai convinși. Iar ca să revenim la oile noastre aici în Valea Jiului, sper că de data asta vom avea înțelepciunea să pășim și să fim și noi alături de învingători. Primul pas care va trebui să-l facem probabil va fi în 9 decembrie. Ca să demonstrăm că suntem și noi înspre învingători. După aia să vedem. Poate rațiunea în sfârșit va învinge, domnule Jurca, și electoratul va vota cu discernământ, cu o judecată. În opinia mea, domnule Nemecec, nu vreau să influențez pe nimeni, legea, sindicatele nu fac politică, lumea din Valea Jiului vă contrazic, acei nu trebuie să voteze cu discernământ, trebuie să voteze cu interes. Deci trebuie să-și vadă interesul lor pe 4 ani de zile. Dacă nu există discernământ, domnule Jurca, da, într-adevăr aveți dreptate că fără discernământ nu poți să ai un interes. Bine, interes poți să-l ai, dar acel interes să fie înspre folosul comun. Dar interesul trebuie să eu o spun explicat, fiindcă n-am nicio teamă de nimic, interesul nostru trebuie să fie foarte clar, cel puțin a celor care lucrăm în industria minieră. Înființare complex, s-a făcut, funcționare complex. Astea, am curaj să o spun, sunt legate de guvernul PSD. Domnul Jurca, ați punctat foarte bine necesitatea unei comunicări viabile, reale, concrete cu membrii de sindicat, să spunem, nu cu electoratul, ca să discutăm la nivel sindical. Da, credeți că sindicatele au făcut în acest sens tot ce se putea într-adevăr? Pentru că și eu sunt de acord cu dumneavoastră, necesitatea comunicării este extraordinar de importantă. Sindicatele au făcut ce trebuiau să facă să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat și în trecut, pentru acel discernământ și rațiune care trebuie să primeze înainte de, privind interesul, sigur, înainte de alegeri. Domnule, urmăriți România, unde mai avem industrie, au fost sindicate puternice în România. În Oltenia, ce înseamnă complexul energetic Oltenia, Rovinariu, Turceniu, Craiova, nu? Valea Jiului, unde au fost sindicate puternice, încă am mai menținut industria. Domnul Jurca, în contextul actual, în Valea Jiului, mai avem sindicate și dacă avem sindicate, sunt ele puternice? Eu pot să-și impună un punct de vedere real pentru a susține cauza continuității activității minere care susține viața în Valea Jiului, în fond? Domnul Nemecec, dacă sindicatele din Valea Jiului nu ar fi fost puternice, repet, două lucruri care s-au petrecut. Nu câștigam procesul cu greva, nu câștigam mărirea de 10% a salariilor în condițiile în care, uitați-vă ce în România vis-a-vis de salarizare. Deci să obții o mărire de 10% a salariilor în condițiile în care salariile încep, cum să spunem, să nu se mai plătească la timp. Uitați-vă cazul Oltchim. Salariați neplătiți de prin iulie, august, cu chiu, cu vai, sunt plătiți prin tot felul de forme bizare. Să mă legi lucrul ăsta denotă faptul că suntem totuși o organizație foarte puternică. Atenție, și o repet, și mi-asum ceea ce spun, complexul energetic Hunedoara, complexul energetic Oltenia, nu s-a înființat datorită voinței politice a niciunui partid, ci a forțelor care au însemnat organizațiile sindicale.
V-am adresat această întrebare nu cu foarte multă vreme în urmă. LSE, MVJ, Liga Sindicatului Minerilor Valea Jiului, era un brand al Văii Jiului. Acum nu se mai discută de LSE, MVJ, nu se mai discută în general de sindicate și pe, în viața publică sindicatele din Valea Jiului nu prea își fac prezența. Bun, nu prea... Ce se întâmplă? Aici aș vrea să vă contrazic un pic și am să zic o chestie de amănunt, tot așa să spunem un pic de cancan. Steagul SMVJ este la mine în birou. Lucru care, uitați, colegul Calotă nu-l știe. Deci steagul Ligii, vechiul steag al Ligii Sindicatului Miniere, înființată de Dumitru Pui Horea, este la mine în birou. Deci ca să știe toată lumea. Veniți deci, să-i facem o poză, domnul Jucă. Veniți când doriți să faceți o poză, să vedeți că l-am la mine în birou. Dar ca să trecem un pic subiectul. Fiind o organizație, spun eu, puternică, ne avem contacte cu oameni politici. Foarte multe. Că, într-adevăr, nu suntem toată ziua la televizor sau nu suntem toată ziua prin ziare fotografiați sau pozați, dumneavoastră lucrați în presă. Presa înseamnă bani. Ori noi, Sindicatul Muntele, la ora actuală, nu suntem dispuși, nu că nu am dorit, dar nu suntem dispuși să facem anumite plăți către anumite publicații, către anumite televiziuni, etc. Suntem mai mult invitați, ca și cazul dumneavoastră acum, fără să plătim nimic sau apărăm în ziare, datorită unor necesități, nu că plătim articole sau emisiuni televizate. Domnul Jurca, aceste plăți la care vă referiți în general... sunt făcute așa pentru a comanda ceva. În general, presa care este presă reală, sinceră și își face menirea de presă, nu lucrează pe bani. Dacă îmi dai bani, nu știu ce. Într-adevăr. Dacă îmi dai bani să așa, atunci scriu, să... știu eu, de Jurca, de Calută, de să așa. Să nu uităm că și cei care scriu sunt oameni și și aia trebuie să trăiască și să mănânce și să-și este aspectul murdar și... al activității jurnalistice. Corect. Domnul ca să Jurca și avem și exemplele din ultima ce... vreme. Ce dorim noi acum, repet, acest memorandum care am dorit să fie semnat. Noi mai avem și variante de rezerve în cazul în care acest memorandum, să spun că ar implica o schimbare a multor legi, o implicare profundă a unui guvern, a unor factori guvernamentali și este posibil ca anumiți domnul Ponta sau anumiți miniștri de finanțe al economiei, mă rog, și al muncii care ar trebui să semneze acest memorandum, să admitem că ar avea anumite rezerve în semnarea lui. Suntem destul de înțelepți, cred eu, și avem și variantă de rezervă în cazul la care acest memorandum nu va fi semnat și oricum nu vom abandona pe cei 700 și ceva de oameni care la finalele anului 2018, în mod normal, dacă nu se face nimic pentru ei, rămâne pe drumuri. Suntem, repet, destul de înțelepți, avem și variante de rezerve, nu una, vreo trei, pe care le putem pune în aplicare. Dorința noastră, bineînțeles, că este semnarea acestui memorandum care ar împlini ca practic un guvern, și care ar avea cu siguranță, ne-ar produce o stabilitate și o perspectivă în Valea Jiului. Acum depinde ce se va întâmpla, tot timpul trebuie să înțelegem din punct de vedere politic. Dacă colegii noștri din Gorj tot timpul au fost destul de isteți și s-au așezat cu învingătorii, cred că e timpul și noi să ne așezăm cu învingătorii. Dar atenție, cu învingătorii nu sub orice formă. Valea Jiului, cred că 9 decembrie, dacă va avea forța, acum sunt puțin subiectiv, fiindcă una peste alta sunt și membru unui partid, dar nu în ideea asta spun. Dacă va avea forța să ducă în Parlamentul României trei oameni de la același partid, respectiv, doi deputați și un senator, eu spun PSD, repet, sunt puțin subiectiv, fiindcă sunt membru PSD. Răzmeriță, Rus, Nicula, se duci pe ăștia trei cu vreo 60-70% în Parlament, deci să fie o voință masivă, să poți să-i tragi și de mânecă, să le dai și lor o legitimitate absolută într-un viitor Parlament, adică să vină dintr-o zonă votați masiv, care îi implică și care îi votează, cu siguranță lucrurile se vor desfășura în alt mod pentru noi din Valea Jiului. Domnul Jurca, spuneați că sunteți membru unui partid, mă rog, sigur, trebuie să fiți partinii cu acel partid, dar nu suntem în campanie electorală. Nu, obligat. În perspectiva acestei apropiate campanii electorale,
sindicatul Muntele, să spun așa, a fost curtat politic, da, de să... oameni, de da. Așa, pentru sprijin, pentru... Da. A fost curtat de domnul Haralambie Văchițoiu, care, în opinia mea, este un luptător, un om de bun simț. Singura, ca să spun așa, obiecție care am putea noi să avem, că face deocamdată parte dintr-un partid care nu se știe condițiile în care va guverna și dacă va guverna. ORP nouă ne trebuie, cum să spun, ne trebuie să fim frați cu cei care semnează ordine de plată și cu care vor semna prețul la gigacalorie și megawatt. Deci noi nu ne permitem să avem alte interese. Deci noi nu ne putem permite la ora actuală să avem discuții decât cu cei puternici și să fim lângă cei puternici. Cu cei care au putere de decizie și... Corect. Nu pot să cred că m-aș putea împăca cu un deputat care îmi vorbește mie de câinii vagăboni și de borduri. Nu mă interesează. Deci chiar nu-i treaba mea. Pentru lucrul ăsta sunt primari, sunt consilii locale care ar trebui să se ocupe de lucrurile astea. Nu trebuie să ajungi deputat în Parlamentul României. Ori nouă ne trebuie forța, nouă ne trebuie dinamica. Esența. Asta trebuie să înțelegem. Una e când te duci cu trei oameni, repet, votați zdrobitor, care și ei au forță într-un viitor parlament. Deci, vedeți, domnul Jurga, discernământ, rațiune... Interes. Interes. Deci asta trebuie deci, să primeze. Ce spuneam, e legat? Să admitem orice. Eu sunt un om care accept orice discuție și mă cred un om destul de citit. Dar... Nu mai vreau să trăiesc clipe în care să plătim ordonanțele în trei tranșe, să stea oamenii prin fața companiei, să nu știm dacă dăm gratuitățile la pensionari, dacă nu dăm gratuitățile la pensionari. De data asta trebuie să fim, părerea mea, liniar și în forță. Trebuie să acționăm de data asta. Bun, admitem că pe 9 decembrie, iasă cum spun eu, vor merge trei din Valea Jiului. Probabil unul sau doi dintre ei vor deține funcții importante. Este un lucru pe care vreau să-l spun și, mă rog, intervenția colegului mi-a deviat puțin atenția. Uitați-vă la toate zonele din România care s-au dezvoltat în baza unor grupări politice. Moldova, gruparea Herbenciuc, Cluj, gruparea Boc, anumite zone din România înspre Elena Udrea. Uitați-vă partea județului Hunedoara, Moloț. Deci astea sunt certitudini, ce vă spun eu. Constanța, gruparea Mazăre, primar, Consiliul Județean, a avut, nu mai simte cum îl cheamă, ministru impus de Mazăre. Asta nu mai povestesc, repet, Gorjul. Deci, domnule, nu știu cum se poziționează ăștia, dar tot timpul sunt la putere. Dacă mergeți mâine în Ministerul Economiei și Comerțului cu Marin Condescu de mână, până și secretarele alea, domnule, sunt de prin sate, de prin Gorj. Femeile de servici, să trăiești la Marine, de prin satele, de prin Gorj. Cum au reușit ăștia, eu nu-mi explic. Asta trebuie să înțelegem și noi. Noi avem nevoie de o grupare politică puternică care să impună în Plan Național Dezvoltarea Văii Jiului. Nu trebuie să mergem 7 partidulețe, 6 orașe cu 4 primării de un fel, 2 de altfel, 2 primari care sunt votați de un partid și pozează cu alt partid. Deci, domnule, lucrurile astea, amalgamurile astea... Este o temă interesantă, domnule Jurca. Și atunci, ca să vă spun și cu asta, am să și închei dizertația asta, mica mea dizertație politică. Eu am crezut acum câțiva ani în urmă într-o grupare, nu vreau să o numesc. Acum cred într-o grupare care va trebui să conducă destinele Văii Jiului. Gruparea asta trebuie, Valea Jiului, repet, să vină masiv la vot, să voteze într-un sens. Și atunci să ne putem impune un om din Vale care, poate în mandatul viitor, poate mai trebuie să așteptăm câțiva ani, dar va trebui să avem un ministru al economiei de aici, va trebui probabil să avem chiar un premier. Deci lucrul la îndemână, domnule, suntem o comunitate în 30 de kilometri. O comunitate foarte puternică și de oameni foarte deștepți în Valea Jiului. Deci, eu repet, oameni ca în Valea Jiului nu există niciunde în România asta. Grupași și deștepți. De ce, Doamne iartă-mă, nu suntem în stare să impunem?
Asta este, domnul Jurca. De ce, Doamne, iartă-mă, nu suntem în stare să impunem? Spuneați, este necesar să avem un ministru. Iată, soarta a făcut să avem un ministru care n-am știut nici să-l apreciem, nici să-l susținem, nici să-l așa. Și acest fapt a trebuit dat de gândit și să fie de învățătură de minte. Nici eu nu mai intru în amănunte. Ceea ce spuneați apropo de conștientizarea electoratului cu privire la ce, cum, importanța, este o temă importantă și haideți să ne gândim, poate revenim cu o emisiune în care o oră și jumătate să discutăm, că avem multe de discutat, este interesant, poate vă gândiți și dumneavoastră, sunteți un om cu experiență, poate vă gândiți, veniți cu cineva, se apropie campania electorală, este important să spunem constructiv, și să punem... Constructiv, domnul Nemecec, vin cu oricine. Deci constructiv, vin cu oricine. Chiar și domnul Nicalot îi transmit că pentru interesul celor 300 și vreo 75 de oameni pe care are la Prepația Ploiești, ar trebui să se gândească foarte serios, să vină alături de noi, să putem să punem lucrurile la punct, să nu rămână nimeni pe drumuri niciodată. Nu știu, la poate aici, poate în culise, să zicem așa, vă întâlniți, ne întâlnim, la un pahar de vorbă discutăm constructiv și mă bucur să aud că este colegul, este domnul Calotă și nu este individul Calotă, cum da, așa. Domnul Jurca, 30 de secunde de concluzii finale, uite, am depășit cu un minut spațiul emisiunii noastre. Ce puteți spune pe fondul celor discutate și foarte pe scurt, complexul energetic Hunedoara poate fi considerat luminița de la capătul tunelului pentru mineritul Văijiului și comunitatea Văijiului? Cu siguranță, faptul că prin conlucrare, sindicate, forțe politice am menținut sediul complexului energetic Hunedoara în Valea Jiului. Este o recunoaștere a meritului Văijiului, sigur. Așa. Sunt convins că, repet, trebuie să lăsăm bordurile, berea, câinii vagabonzi la o parte, să ne uităm la interesul economic al Văijiului. Interesul nu poate să fie decât unul singur. Complexul energetic Hunedoara să fie funcționabil și trebuie să avem forță, să avem cel puțin 3 parlamentari din Valea Jiului, aleși masiv, atenție, nu prin tot felul de redistribuiri și alte... Aleși masiv, ca cei 3 să aibă un singur obiectiv. Și după aia poate să nu mai dea prin Valea Jiului 4 ani de zile, că nu mai avem nevoie de ei. Să facă astfel încât în luna ianuarie, februarie anul viitor, acest complex energetic Hunedoara să fie parte a unui sistem de siguranță și securitate națională. Dacă acești 3 indivizi, am spus indivizi că așa e un termen, nu, să nu mă înțeleagă nimeni greșit, dacă acești 3 oameni vor reuși să facă lucrul ăsta, sunt convins că vor putea să dispară 4 ani de zile unde vor ei și să-și facă ce vor ei, eventual îi mai sunăm din când în când să întrebăm ce mai fac. Dar asta trebuie să facă pentru Valea Jiului. Aceasta a fost emisiunea noastră din această seară, stimați telespectatori. Domnul Jurca, dacă veți ajunge la o înțelegere cu Calotă, să mă chemați și pe mine, dau eu prima bere și după aia aștept să o dați dumneavoastră înspre binele comun al sindicalismului și al sindicalismului din Valea Jiului. Să uitați-mi ce, dacă l-am deranjat vreodată public, îmi cer scuze față de el, deci sper să înțeleagă, dar pentru interesul oamenilor, repet, ar trebui să comunicăm și să... Sigur, acțiunea va învinge, așa cum discutam înainte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Mulțumesc domnului Adrian Jurca pentru prezența domniei sale în această seară în studioul televiziunii Parâng. Final de emisiune, Ștefan Nemece, ca întotdeauna, vă dorește ca tot ce e mai bun și mai frumos să vi se împlinească, tot ce e mai bun și mai frumos să vă înconjoare. O seară liniștită, la revedere, până peste o săptămână.